Femeia se despărțise de soț la acel moment, iar acum, după ce s-a împăcat cu aceasta, vrea să își ia copilul înapoi. Aceasta a recunoscut însă că a făcut un act de mână cu care noua familie a micuțului să poată să meargă la doctor în caz de nevoie. Eu l-am dat la o familie, copilul. Deci eu l-am dat să-l înfieze. Nu l-am dat pe nimica, decât l-am dat să-l înfieze oamenii. Că a zis că îl înfiază ei. Și trebuia să vină fiul său din Spania ca să ne ducem să facem actele. Ca să-l înfieze oamenii. Ca să lea să-l înfieze pe numele fiul, ca să fiul nu face copii. Am înțeles. Da. Nu ați luat niciun ban pe el? Nu. Eu vreau să luat detectorul de minciuni. Pentru că eu n-am luat nimic. Dar vreau să merg cu dumneavoastră la detectorul de minciuni, că n-am luat niciun leu pe copil, eu l-am dat copilul cu toată inima. Că pentru că n-am avut posibilitate și mamă și tată să mă țină. Frații mei muncește și ei cu ziua pe pâini. Dar familia de acolo v-a propus o sumă pentru... Nu. Nici o sumă, nimic. Sesizarea cum că mama și-ar fi vândut copilul a apărut printr-un apel la telefonul copilului. În urma cercetărilor, echipa de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, care a efectuat ancheta, a decăzut-o din drepturile părintești. Micuțul, în vârstă de doar un an și 8 luni, a fost luat de la familia de rom și internat într-un centru de plasament. Am fost sesizați de către o persoană anonimă la compartimentul telefonului copilului din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, precum că o femeie din localitatea Căpreni a plecat la Telorman cu cei doi copii ai săi, un copilaj de un an și 8 luni și o fetiță de 3 ani jumătate, la sora dânsei. Din relatările persoanei care ne-a semnalat cazul, are și faptul că persoana respectivă din Căpreni și-ar fi vândut copilașul de un an și 8 luni la o familie de romi din localitatea Telorman. În momentul acela, Consiliul Superior din cadrul DGSPC Gorj a luat legătura cu poliția din Videle, cu reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din Telorman, iar după aproximativ 3-4 ore, reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din Telorman au luat copilul de la familia de romi. În prezent, copilul se află în grija DGSPC Telorman. Femeia mai are 3 copii în plasament la bunicii paterni și o fetiță de 3 ani pe care o crește alături de actualul soț. Autoritățile nu au știut de existența acestui act de mână. Ce nu agravează ce a făcut? Se agravează. Chiar dacă nu se specifică o sumă. Chiar dacă nu se specifică. Deci a fost un document care... Ea n-a spus de... Ați monitorizat până acum această familie? Știți că avea probleme? Nu a avut probleme. Probleme deosebite nu. Îi făceam periodic anchete sociale, le trimiteam la Giurgiu cu declarații pentru cei 3 copii care i-are acolo. Aici. Îi redați în plasament la bunicii paterni. Aici mama poate să întrețină cei 2 copii? Așa, da. Acceptabil. N-am mai ajutat-o și noi, primăria, cu ajutoare de urgență, conform hotărârii Consiliului Local. Cazul a intrat și în atenția poliției.